Ce faceți? Cum vă găsim astăzi? Uite, m-am rupt de la lectura episodului 11 pentru a veni cu drag aici și pentru a promova și noi cât putem mai mult sezonul 3. Și că tot ți-a dus în discuție și pentru că suntem foarte curioși și pentru că în promo de pe ProTV vedem foarte puțin, ce ne așteaptă în clanul? Ne așteaptă multe surprize mai ales neplăcute, înaintăm în sezoane neplăcute pentru că trebuie și clanul să plătească la un moment dat pentru ceea ce a greșit. Există oameni răpiți, dispăruți din clan în pușcărie și veți vedea când vom difuza sezonul. Se răzbună tătuțul pe copilul lui ăla polițist? Deocamdată nu are timp că are el complicații cu ceea ce a făcut și cu ceea ce n-a făcut, pentru că e luat de multe ori și pentru ceea ce nu se face, dar nu face, dar crede poliția că el e capul răutăților. Da. Cu David încă nu am dispute, am cu Tudor, am cu Magda. De Tudor ziceam eu mai devreme. Da, 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 da. Și veți vedea, cel mai bine e să vedeți. Clar, o să urmărim și vreau să vă întreb, ați văzut multe și ați jucat multe până acum. Vă așteptați ca clanul să aibă un astfel de succes? Adică toată lumea vorbește efectiv despre clanul, peste tot. Eu când am citit primele 8 episoade, până să începem să filmăm, am fost sigur, după experiența care o am, am fost sigur când am văzut cât de bine este scris Lia Bugnar, Angel Damian, am zis că sigur va fi succes. Vă spun ceva însă, nu eram sigur pe rol, atât de sigur cum a ieșit rolul meu. Dar știam că pot să fac un lucru cum poate puțin mă cunosc, mai ales cei care nu m-au văzut la teatru. Cei care m-au văzut și pe teatru m-au văzut și în roluri negative. Știu că pentru rolul ăsta ați depus mult efort și documentare și... Da, m-am întâlnit și cu colegi interloc. Am fost împreună. Eram foarte curios să văd reacțiile unor oameni din zona interlopă. Cât timp v-a luat așa, nu știu, să vă obișnuiți cu limbajul, cu greșelile pe care le faceți în film? Cu... Mult, mult. Foarte, foarte mult, mult timp. Eu stau 7-8 ore pe zi să învăț nu numai o scenă, mai multe. Eu totdeauna am pregătite câteva zile de filmare. Știu textul pe din afară pentru următoarele 5-6 zile de filmare ale mele, că altfel nu se poate. Și stau dimineața mult, pe urmă seara, și seara îmi permit pe la ora 21 un pahar cu la mulți ani. Care din colegii tineri din clanul v-au strânit așa admirația? Toți. De ce crezi că mi-au strânit admirația? Pentru că au fost bine aleși. Și bravo echipei care i-a ales, pentru că, cum să spun, pleci la drum, trebuie să fii sigur cu cei care pleci. Și aici echipa, ca dovadă că serialul are succes, este că este omul potrivit la locul potrivit. Ce sfaturi le-ați dat lui Vera, Verei, de exemplu? Ce sfat i-ați dat Verei? Nu am ce sfat să-i dau. E vorba aia, te naști cu talent, nu ți-l dă nimeni. Alcizelez, e adevărat. Dar ea s-a născut cu talentul ăsta. Are talent scenic. Are carismă. Dozează ca un actor profesionist. E hoață în ghilimele. Fură de la toți, aduce, dar se vede că vine pregătită de acasă. Eu o văd în niște reacții de ascultare, care sunt foarte importante, de multe ori mai important ascultarea decât o replică. Ea știe să asculte, știe să aibă reacții, ea cu ea, ea cu ceilalți, prinde imediat. Bravo ei! O îndrumați pe Teo să continue cu cariera
nu în drum, pentru că va continua oricum. Va continua oricum pentru că are succes și i-am transmis și știi că eu sunt bunicul artistic al ei. Da, și am transmis și mai transmit odată lui Sasha să crească mare și dacă îi place să devină actor. L-a adus până acum pe platou că tot veni vorba. L-a adus, da. Cred că a fost comoara tuturor. O bucurie. Noi ne-am creat ca o familie acolo și ne ducem dorul. Nu numai noi actorii, compartimentele celelalte. Când îmi spun de la machiaj că mi-au dus dorul, când îmi spun de la costume, v-a fost dor de noi, mă întreabă ei, cum să nu-ți fie dor de oameni cu care stai? Iată, am stat până acum aproape 100 de zile. 100! Și noi vă ducem dorul mult de tot și abia așteptăm să înceapă clanul. Cu mult drag! Mulțumim tare mult!